Ai ajuns fix. Hai. Atunci începem. Zi-mă începutul. Până seara și evident să revenim cu drag la prof. Anan cu exerciții de matematică la geometrie. Am dat drum la cameră? Am dat eu, da. Gata, dragilor, pornim la treabă într-o stare de bine, nu? O bună dispoziție și să sperăm că asta va fi continuu. De regulă, când avem o stare de bine și problemele merg altfel. O să vedeți, așa va fi. ABCD, un trapez. Nu uitați, ne zice și un Doamne ajută. Doamne ajută. ABCD, trapez isoscel. În ipoteză. ABCD, trapez isoscel. AB, paralel cu CD. În care precizăm că AB paralel cu CD, AB mai mare decât CD. Adică asta e baza mare. Uitați, când încep să și vorbesc în legătură cu trapezul ăsta. Când zice AB paralel cu CD, adică cele două baze sunt, nu, paralele și AB mai mare decât CD, baza mare este AB. Asta vreau să înțeleg. Apoi. M aparține lui AD. M este un punct care aparține lui AD. Astfel încât AM congruent cu MD, e la mijloc. Așa încât AM congruent cu MD. Congruent cu MD. N aparține lui BC. AM congruent cu MD trebuie să scriu așa, nu? Da. Așa. N aparține lui BC și e mijloc. Așa încât BN congruent cu BC. Congruent cu NC. Dacă AC intersectează MN. Deci mai adăugăm. Nu, ca informații tot îmi pătesc, da? Da, AC intersectează MN egal cu P. Intersectează pe MN în P. Și egal mulțimea formată din punctul P. BD intersectează tot MN și este egal cu Q. Și DR perpendicular pe AB. Și DR Perpendicular pe AB, cu R aparține lui AB pe interior. AB, da. Arătați în concluzie că... Asta e toată ipoteza. Da? Arătați că RQ paralel cu AC. Asta este ipoteza. În momentul de față, așa, văd să facem figura, nu prea avem multe informații. Deci, dacă facem figura, dăm seama care sunt lucrurile acolo. Este vorba de un trapez. Isoscel, o să vedem dacă mai știu ce spune. Ce înseamnă trapez isoscel? Alo, salut, Ionuț. Hai să te întreb ceva, Mihai, la o chestie. Vorbește. Alo, bună seara. Pentru Android, eu vreau să văd laturile neparalele. Congruente. Deci AB și CD, da? Da. Laturile. Hai, facem mai întâi figura. Figura, începem, da? Asta vreau să fac AB. Baza, totdeauna trapezul face cu baza mare jos. Da, da. Da? Și știți bine, ca să iasă trapezul isoscel, imaginez să fie duse așa, ca și partid dreptunghiul, și acum duc mai jos, și să fie când mă duc în partea asta, să mă duc în partea asta. Haideți să vă explic. Deci cum am construit eu trapezul? Trebuie să vorbesc cu băieții de la care se ocupă de site să facă ceva. Aha. Ca noi să putem vedea pe... Păi, să vorbească. Că de că, da, face, da. Da? Ce? Excelent. Ca să vedem și pe telefon în direct. Pe Android. Păi, așa... Pentru toate. E da. Ideea a apărut la voi că... Nu vedem. Nu se vede și atât. Ei da. Trebuie să preia băieții de acolo și da. Facem treaba asta. Bun. Deci, ca să construiesc un trapez isoscel perfect, am dus un segment. Cobor perpendicularele pe cel de-al doilea segment, duc mai întâi o dreaptă paralelă asta, da? Uitați așa, o dreaptă paralelă la cea care am luat-o mai sus. Și acum fixez segmentul ăsta să fie cât ăsta. Și sigur,
unindu-le, am trapez isoscel. Da? Trapezul isoscel cu AB, AB, baza mare, CD, baza mică. Așa ne-am zis problema. M-i pe AD, dar la mijloc. Adică pe latura neparalelă. Asta este AD, da? AD. Și M e mijlocul lui AD. Iar el pe BC... Tot la mijloc. Pe BC tot la mijloc. M-ul pe BC tot la mijloc. AC se intersectează cu MN. AC e diagonala AC. Apropo de diagonale într-un trapez isoscel, ce puteți sunt să spuneți? Sunt congruente. Deci sunt congruente. De acord cu asta. Și iată MN intersectează. MN cum? Linii mijlocie, că unește mijloacele a două laturi. Laturilor neparalele, da? Este linie mijlocie. Ea e paralelă cu bazele. Da. Linia mijlociei e semisuma bazelor, adică este AB plus DCP2. Da. Iată câte informații, nu știu dacă am nevoie de el, dar eu mă pregătesc cu informațiile astea. Deci AC intersează pe MN AC în punctul P, iată punctul P, și BD tot pe MN, BD tot pe MN, în punctul, șterg asta care nu s-a punctat. Că încarcă figura și n-are rost. Când am dus eu înălțimile acolo din deci din ce. Deci, DB intersectează în punctul Q. DR e perpendicular pe AB. DR R aparține lui AB. Adică D R perpendiculară pe AB. Din D. Nu așa vreau spune. Perpendiculară din D pe AB. Că am dus-o noi mai devreme și am șters-o între timp. Piciorul perpendicular e notat cu R. Perpendicular e dusă din D. Că zice că D R e perpendiculară pe AB. Adică nu spune să coboară din D perpendiculară pe AB. Ne tot spune în limbajul lui. Notăm aici că e 90 de grade. Și să arătăm că RQ paralel cu AC. RQ. RQ. Da. Iată așa. E perpendiculară, e paralelă cu AC. Uite, asta este AC, da? Cu diagonala AC. Este, da? Cuvântul meu. La ochi iese, da. Cuvântul meu, așa este, da. Da. Păi dacă am demonstrat că A, C, să mai notăm acolo încă un punct și R să fie paralelogram, atunci ar fi paralele. Deci tu, Adi, ce propui încă o dată? Ca A, C, Q, R, e trapez isoscel? A. A, R. Nu, A, R. AC, ce să mai notăm acolo un punct? AC, și aici e punctul? Da, să puneți un punct la... Așa, să notăm locul unei taie. Deci locul unei ieri Q taie pe CB într-un punct T. T, așa. Da, să demonstrăm că AC, T, R... E paralelogram, zice. AC, T, R, paralelogram nu poate să fie. Adică asta paralel cu asta, Adi, niciodată. Adică dacă te gândești la PQR. Adi, ca să se întâmple că CT, CT să fie paralel cu AIR, adică dreapta CT să fie paralel cu dreapta AIR. Păi nu sunt, că sunt concurente. Chiar se întâlnesc în punctul B, nu? Deci e exclus asta. Dar... Deci, atenție, nu-ți formulezi obiective care nu se pot întâmpla niciodată. Da? Nu obiective care nu se pot întâmpla niciodată. Deci el a spus așa, că vrea să arate că R, adică asta toată, să fie paralel cu CT, că visa el ca AR, T,
T-C să fie paralelogram. Ori într-un paralelogram, laturile opuse sunt paralele două câte două. E, ca să arăți că astea două sunt paralele, ca AC cu el pe paralele, să arăți asta, e o problemă dificilă din faptul că ar vrea să fie paralel cu CT, că nu sunt. Dar totuși, apropo de paralelogram, este un paralelogram acolo, dacă îl vedeți, da, este spectaculos. Exact. Te rog. PQRA, da, să mergem într-o ordine. Da. PQRA pare să fie un paralelogram. Am mai multe șanse. Bunul simț matematic, eu folosesc bunul simț matematic, îmi spune că acesta pare să fie un paralelogram. De ce? Iată, PQ este, din toate cunoștințele mele, parte din mână, da? PQ este o bucată din mână și cu mână unește mijloacele C, B și D, A. Mână este linie mijlocie. Deci AB pe 2. Deci linia mijlocie, atenție, linia mijlocie e paralelă cu pansele. Foarte important. Și atunci și PQ e paralel cu aer. Da, și mai trebuie să văd că doar sunt congruente. Și dacă am arătat că sunt și congruente, gata. Figura asta este paralelogram și le obligă și pe astea paralele și s-a terminat toată povestea noastră. Nu? E foarte, foarte tare. Deci noi nu știm. Dar fiindcă tu ai cerut un paralelogram, te-ai dus pe un paralelogram care a spus, stop, n-ai ce căuta pe acolo, că nu-i. Un alt paralelogram care pare să fie din figură este acesta. Și cum noi trebuie să arătăm că A, P, paralel cu RQ, adică PQ, R, A, e paralelogram, cum A e pe AR, care e parte din AB, și pe PQ, care e parte din mână, și mână e paralel cu AB, deși PQ e paralel cu AR. Din ce știu ca paralelogram, trebuie să știu, trebuie ca cele două paralele de care am vorbit să fie și congruente, atunci l-au obligat să fie paralel și toată povestea s-a terminat. Da? Dar acum spun, bun, ca să reușesc că sunt paralele, am arătat că sunt congruente, trebuie să folosesc ce am în ipoteză, mă întorc. Nu degeaba trapezul a fost isoscel. Da? Nu degeaba. Am o perpendiculară acolo. Am o perpendiculară, deloc nu o folosesc. Absolut deloc. Păi dacă luăm triunghiul ADR, ADR cu triunghiul PQB, 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 la cine concentrăm acum? Ce vreți să arătăm? Să arătăm că AR cu PQ. Asta e. Acum, acum, dacă reușim asta, suntem foarte tari. Foarte tare. PQ cât AR. AR este parte, este cateta în triunghiul DRA. Este una din catete. PQ ăsta unde să-l prindem noi să fie? Dacă am reușit să demonstrăm totuși că DAR e cât PQ. DAR să fie cât? PQB am putea. Dar nu ai nici nu e. B. N-ar fi, nu? B. Cât PQB, așa? Mm-hmm. Vezi că trag o linie care nu-mi place. Că nu-i din figură. PQ. Când PQ, trag o linie care nu-i din figură. Și încarc problema. Trebuie să mă concentrez pe faptul... Am R cu PQ și mai punem o literă acolo. A. A. M. R, triunghi așa? Pe Q, S. A, M, R. Pe M, unde? Pe M, este aici. Mă gândesc... Și ea crezi că e acolo. Da, acolo, îți faci... Unde zici? Așa, da, da. Și ce să... Și cu P, Q, S. Deci ăsta să notăm cu R. Da, și ăla e acolo. Pe Q, S. Pe Q și S aici, da? S aici, da? Da. S. Da, dar triunghiul ăsta nu, L... Nu, dar nu-mi zici greu. Nu, dar nu-i prea.
A spus aritele, domn profesor? Da, da, ei m-au cerut, mi-au cerut, eu ce să fac? Renunțăm la lui ăsta. Dar haideți să desfacem un pic ipoteza asta, că nu ne-am folosit de logic cine ați învățat. Și ei, nu. Da, 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 da. Și nu. Păi de aici așa, plecăm. Nu, să nu ne zici, dar cine propune să desfacem ipoteza, este lucru important, instructiv. Deci, ce le dă autor? Trapez. Isoscel. Ce înseamnă? Ce înseamnă asta? Că D, A, este cât C, B. Corect. Ori noi nu folosim, dacă noi ne folosim în lucru, nu-i corectă treaba. Deci, că D, A este cât C, B, că unghiurile și la bază sunt congruente, că diagonala AC este cât DB. Sigur că da. Iar și trebuie folosită AC cât DB. Că M, N e paralel cu mijlocii, toate acestea trebuie să avut în vedere și că diagonala AC se intersectează cu linia mijlocii și diagonala DB cu linia mijlocii, nu? Practic asta, așa se obțin punctul B și Q. Și că D e rezultatul perpendicular redus aici. Sigur că da. Deci așa, așa se desclarim perfect. Deocamdată din toată povestea asta am folosit doar faptul că mânei linii mijlocii, da? Corect. Că le-ați mijlocii și că ai mânii. Da, dar dacă vrem congruența asta, dacă așa ne-am îndreptat noi privirea, vrem congruența asta, trebuie să avem în vedere și cealaltă parte a ipotezei, că nimic nu a dat autorul. Deocamdată putea să fie și într-un trapez oarecare, să știți. Dacă foloseam într-un trapez oarecare, linia mijlocie, și aveam să iau în considerare chestia asta, aici este punctul care aici? Q. Din coace este punctul P. P. Așa. Și duc perpendiculara de aici, R. Și unesc așa. Asta e paralelă cu cine? De aici e paralel cu asta. Dar figura asta nu mai este, nu mai este un paralelogram. Da? Deci ați văzut ce s-a întâmplat. P, Q, R, A, nu mai este paralelogram, pentru că astea două sunt paralele, deci în orice trapez sunt două paralele, la revedere. Dar astea la revedere congruente. Da? Deci, atenție multă, de astea două, ne concentrăm pentru congruență, trebuie să vedem de ce R e piciorul înălțimii, de ce se întâmplă și în partea cealaltă din trapezul isoscel. Trapezul isoscel. Dar nouă ne trebuie AC paralel cu RQ. AC paralel cu RQ? Adică da. Să arătăm că în final acesta e paralelogram. Da. Deci ARQ dacă ar fi paralelogram, ARQ dacă ar fi paralelogram, ar rezulta că AC. Păi da, da. Sigur că da. Da. Păi vi-ți pe asta că ARQ ar fi paralelogram, dacă ar fi, cum AP e o bucată din AC, e și în prelungire, iar RQ e o bucată din... Da, dar mai RQ trebuie. Chiar ce mi s-ar întrebi pe două puncte și dreapte, e clar. Deci, tu spuneai așa, păi nu AP cu RQ da. Paralel, ci AC. Da. Păi AC înseamnă că dacă am o bucată din ea paralelă, e terminată problema. Deci, mi se pare raționamentul corect făcut. Merită să ne concentrăm. MP plus QN ar trebui să dea RB. MP plus QN plus Q N RB. RB. MP plus QN se face cât? RB. RB. Dar de ce? Păi dacă am demonstrat pe Q e cât AR, atunci RB nu? Cât MP? MN nu e egală cu AB? MN, nu-i cu tabă. MN, de două ori MN face DC plus AB. De două ori MN face... Păi da, linia mijlocii e semisuma. Deci linia mijlocii, MN, e semisuma. Celor două. Gata, am găsit. Să tragem perpendiculara pe ăsta, de la C pe latura AB. Deci să trag și perpendiculara asta. Da. Și să zicem C1, nu? Da, și să zicem că 90 grade și atunci avem așa CB congruent cu DA, că-i trapez isoscel. CB cu DA, da. Da, după aia unghiurile DAR cu CB, C1, așa, și... Pe scurt, Adi, pe scurt, triunghiul DAR e cât CC1, da, B. Da.
este congruent. Acum, la ce se folosește treaba asta? Dacă triunghiul sunt congruente, că ai avut, ai exploatat faptul că e trapezul isoscel, asta înseamnă că AR este cât C1B, C1, da. De acord cu tine. Trebuie să tragem tare de probleme și să vedem pe Q ăsta. Pe Q, cum ne iese că este cât are? Asta e povestea. Oricât are, oricât C1B. Deci pe Q trebuie să arătăm că este fie cât are, fie cât C1B. Asta că am mai arătat cu C1B. Da. Sunim pe C1, sunim pe C cu C1 și să demonstrăm că PQBC1 e paralelogram și atunci ar fi cam gata. Da, dar cum demonstrăm că PQ e un BC1? Păi asta ziceam și eu cu jumătate de oră. Adică ai dus pe altul, dar ăsta care l-are domn profesor, exact, nu-i bun. Exact, nu înțeleg ce ai dus pe altul. Nu, s-ar putea să fie o idee bună pe care ai cerut, da. Dar noi trebuie să o valorificăm acum, Adi. Trebuie să avem curajul să ne ducem pe treaba asta. AR asta și cu RC1 și cu C1B face pe AB. Da. Păi și AB e paralelă cu MN. Adică da, cu MB plus P. În loc de AB, eu pot să spun așa, că este AR plus RC1 plus C1B. Uh-huh. Sau pot să zic de două ori AR după ideea care a avut-o tu și plus RC1. Uh-huh. În loc să spun AR plus RC1 și plus C1B, plus cum C1B este cât AR. Anca, urmărești? Da. Da? Cum R1, cum AR este cât C1B, da? Cum AR e cât C1B, în loc să spun că aduc pe C1B lângă AR, zic de două ori AR. Plus RC1, dar în loc de RC1 să zic de ce. Și atunci AB o să compune din... Băi, să ce ai să scriem? Dacă am spus bine... Băi, dar nu că dacă ai spus bine. Adi... Să mă felicit pe mine. Nu așa. Nu așa, măi, nu așa, măi, că dacă e la plezneală... Dar n-am zis-o la plezneală. Stai o secundă. Vreau la tine altceva. Trebuie să înțelegi că nici atunci când dai un răspuns din nimeni nu știi de acolo, mi-ai putea spui, ți-am povestit de elevul acela care, cu ani urmă, când eu mă uitam la ei și tot întrebam, măi, da, tu n-ai înțeles? Da, dar ce părere aveți de o altă idee? Deci avea ideea tot. Avea o soluție foarte puternică, foarte valoroasă, mai bună decât a mea și nici cum nu s-a anunțat. Stătea liniștit în bancă, dacă eu mă dădeam peste el, el nu ieșea în târg să spună. Da? Și tu acum zici, vai, dacă va fi o idee bună, ce grozav va să fie. Dar nu așa. Urmărești-o să fie o idee bună și să zici, e bine, înseamnă că am și eu încep să înțeleg la geometric ceva, să fiu inspirat. Da? Așa trebuie să fac. Da? Atenție mult. Atenție mult. Deci, Miruna, să zicem așa. Linia mijlocii e semisuma bazelor. Da? Deci DC plus AB. Așa zicem. DC plus AB egal cu de două ori M. Schițăm, nu știm deocamdată, n-am început redactarea riguros. Da? Ci pur și simplu vrem să desfacem și să putem ajunge, dacă o să avem reușit asta, atunci ne-am când redactat. De ce? De ce plus AB? Dar de ce este cât RC1? De ce este cât RC1 din perpendicularitatea asta, ca să este din dreptunghi. Nu-i bine, Miruna? S-a dus perpendicular, am dus perpendicular, ce este figura DC, ce unul e? Păi dacă avem două unghiuri 90 grade, înseamnă că e dreptunghi. Păi avem și paralelism. Da.
Și astea două care se perpendiculare și ele paralele. Nu știu. Păi, perpendiculare, pe ce dreaptă? Hai să vedem. Ah. Unghiul ăsta este cât ăsta. Și atunci apar ca și unul corespondent. Da? Deci, două perpendiculare pe aceeași dreaptă sunt paralele. Deci figura asta este măcar un paralelogram și cu un unghi drept. Da, deci dreptunghi. Este dreptunghi. D că e cât RC1. Deci D este cât RC1. Și acum, în loc de R, în loc de DC, eu am să zic RC1. Și iată că folosesc. RC1 plus RC1 plus AB. În loc de AB, 2 AR, 2 AR plus RC1. RC1 egal cu de două ori e min. Deci două ori... 2 RC1 de două ori... 2 pe lângă RC1 plus AR plus AR. Așa vine, da? Da. Faci de două ori e min. Împărțim prin 2 totul. Plus AR egal cu min. Și atunci RC1 plus AR egal cu EMN, da? Deci RC1 plus AR RC1 plus AR face cât? EMN. Dar pe EMN îl putem surprinde ca fiind MP plus PQ plus QMN. Deci, să zicem, MN MN este egală cu, să zic cineva cu cine este MN, să MP plus PQ MP plus PQ plus PQ plus Q N. Hai să locuim în loc de MN aici. Deci apare acum că RC1 RC1 plus AR este egal cu un loc de MN cu cât am zis acum? MP MP plus PQ plus QN. Repet, tot ce facem acum este schițat demonstrația, că nu mirosim problema. Mi place foarte tare să ajungem ca ieri este cât PQ. Simțim că aici este punctul tare al problemei și sperăm acum din lucrul acesta să ajungem la AR egal cu PQ. Așa nu vrem. Asta vreau să arăt. Ca AR e cât PQ. Adică RC1 egal cu PQ. Asta ar însemna. Adică RC1 să fie egal cu MP plus QM. Subliniem. Dacă reușesc asta, puu, ce tare sunt. Deci observați cum îmi construiesc ideile. Nu știu, nu văd deodată. Zic. Dacă aș fi deodată problema, m-aș apuca de redactat. Dar n-am cum. Deci știi, trebuie să arăt eu unde am îngrămădit de problemă. Unde îngrămădit de problemă? RC1 egal cu MP. RC1 egal cu MP plus QN. Dar în loc de RC1 nu pot să zic și de ce? Mă întorc înapoi. E ca și cum aș spune că de ce egal cu MP, dar pun semn de întrebare aici. MP plus QN. Semn de întrebare. Deci trebuie să arăt că nu știu că e adevărat. Dacă arăt asta, sunt tare de tot. Da, a spus că MN toată e paralelă cu DC și cu AB. Cu semnul suma bază. Bun, deocamdată așa am fructificat, așa am plecat. Dar acum am ajuns la concluzia că dacă arăt că MP plus QN e cât DC toată, ce grozav este. Dar e mine era linii mijlocii, nu? Da.
Deci M, N e paralelă cu DC. Da. Da. Adică și MP e paralelă cu DC. Mhm, da. Dar și eu e tot cu... Dar ce este MP? MP, MP. Când e paralelă cu DC. Tot linia mijlocie. Și linia mijlocie în triunghiul DAC. În triunghiul DAC. Linia mijlocie, MP, paralel, e paralel și jumătate din bază. Jumătate. Deci MP, pe nu așa a spus, v-am gândit, a linia mijlocie într-un triunghi. Linia mijlocie este paralelă și este jumătate cam mărime din bază. Uh-huh. Deci înseamnă că MP e jumătate din DC. A, și cu cealaltă jumătate fac că DC. Dar și QN e jumătate da, din DC. Și adică MP plus QN e egal cu D cu toată. Că D cu toată, exact cât ne trebuia nouă. Da? Deci, ați văzut? Acum am deșurubat-o. Mirona, am dreptate? Da. Ce, unde nu ți-e clară? Spune. Nu aș fi gândit, dar... Păi nici eu nu m-am gândit. Acum ai venit ideea. Da, deci nici eu nu m-am gândit așa la început. Dar ce m-am apucat să fac? Hai să vezi ce am făcut. Nu s-a văzut că am spus-o așa la vedere. Am zis așa. Eu știu că linia mijlociei, de aici am plecat, e semisuma bazelor. Adică DC plus AB face două elemente. Am plecat de la chestia asta, de la un adevăr. Da? Și în loc de DC, am mers, că zic, RC1. Acum am dat seama că mai bine lăsam DC. Că RC1, dacă l-am mișcat, RC1, tot la DC m-am întors. Deci acum viu și corectez ideea că mai bine lăsam DC. Și atunci am zis, în loc RC1 plus 2AR plus RC1, de ce 2AR? De două ori AR. Adică pe AB l-am scris, ca fiind AR plus C1B, adică mai clar am zis aici 2AR, de două ori AR plus RC1. Dar în loc de RC1 puteam să zicem DC. Deci să fi lăsat cu DC să fi lucrat. Nu, nu vine nouă așa în minte să zicem aer, nu e nimic. Am revenit urmă aici, nu s-a întâmplat nicio... Nu, asta e necazul. Deci, ca mod de a gândi, încă o dată, insist, am plecat de la un adevăr pe care știam. Că linia mijlocii e semisuma bazelor. Am tradus, am văzut trapez isoscel și asta mi-a zis că R este că C1B. Numai în trapez isoscel se întâmplă asta. De aceea am zis de două ori aer. Scoate pe 2 factor comun, simplificăm pe 2 și am ajuns la RC1 plus aer, RC1 plus A. Ier se fac IMN. Pe IMN l-am umblat la IMN. De ce am umblat la IMN? De ce am hotărât să umbl la IMN? După simplificare? Pentru ca să-mi intre pe Q. Uh-huh. De care avem nevoie? Eu eram nebunit să apară pe Q și aer în relație. Aerul a apărut? Bun. Mm-hmm. Pe Q. De unde? Din EMN. Și pe EMN am zis că EMP plus pe Q plus QN. Nu, degeaba. Da? EMP plus pe Q plus QN. Și apare că le locuiesc pe EMN și apare egalitatea asta. RC1 plus aer. Este EMN-ul care a locuit EMP plus pe Q plus aer. Și eu vreau să arăt că aer e cât pe Q. Adică ar trebui să ce este în stânga să fie egal cu ce e în plus în dreapta. Adică RC1 trebuie să arăt că e MP plus QN. Și acum asta ar trebui să fac. Și-am făcut-o. Și-am făcut-o. MP. Și acum noi când o să plecăm la lucru, o să plecăm de la relația asta care o demonstrăm. Da. Și ne întoarcem înapoi, ușor, adunăm, fiindcă asta va fi adevărată, o folosim și în baza relației acestea și cu cei care o am dinainte, totul va fi perfect, aer va fi egal pe TQ și problema este rezolvată. Haideți, dragilor, să redactăm. N-am făcut decât, atenție, să construiesc scheletul problemei pentru demonstrații. Aici ați văzut încă o dată
modul în care raționez, cum lucrez, cum emit pașii, folosind complet toată ipoteza. Spuneți voi dacă din ipoteză a rămas ceva nefolosit. Hai să vedem. Trapez isoscel. Am folosit. Trapez, când paralelismul, isoscel, că avem A, R, cât ce 1, B, după ce s-a dus pe perpendicularea aceea, că M și N sunt la mijloc, linii mijlocii și semisuma bazelor, nu? Iată că folosesc acest lucru. Și că am dus diagonala și am găsit punctul P și Q și că figura e trapez isoscel, urmează să demonstrăm noi. Două sunt paralele, să fie și congruente. Deci așa gândim redactarea. Haideți, te pregătești, mă conduci. Deci conduci raționamentul. Fă-ți vocea, da? Zici vocea, că este important momentul. Stătem tot, că nu mai ne interesează. Poftim? Voi nu. Voi lăsați acolo, eu ca să-mi fac spațiu în primul rând, da? Acum avem în minte pașii pe care îi vom parcurge. De aceea ne apucăm de treaba. Și sigur că am să vă întreb îndată unde vi s-a părut cel mai tare? Unde vi s-a părut? Care au fost lucrurile mai importante în problemă? O să le vedem în data. Asta cu EMN, să o valorificăm. Linia mijlocii, da. Asta ți-a părut tare. Dar și chestia cu paralelismul, că pe echipare de coadă, iarăși e important. Visăm să ajungi la paralogram. Bine, hai să zicem, demonstrați. Scriem o perpendiculară. Nu, nu, nu. Că mâini la mijloc. A din tăi. A, M, D, congruent cu M, A. Deci M, D. Congruent cu M, A. Congruent cu M, A. De unde? Din ipoteză. Ipoteză. Apoi. După aia avem că C, N, congruentă cu N, B. C, N, congruentă cu N, B. Tot din ipoteză. Rezultă și faptul că, că A, B, C, D, ce este dat? A, care? A, B, C, D. A, B, C, D. Trapez. A, B, C, D. Adăugăm. A, B, C, D. Trapez. Din astea trei afirmații, adică mijloacele laturilor neparalele, unite, face ca M, N să fie ce? M, N să fie linie mijlocie. Linie mijlocie în trapez. Da? Linie mijlocie în trapez. Și atunci rezultă calitatea liniei mijlocii este aceea că atunci rezultă ăsta e jumătate M-n-ul. Semisuma bază. Bun, odată și paralel. Și important. Și paralel, așa. Așa. Deci zice mână paralelă cu AB. Și cu DC. Virgulă. DC. AB. Mână paralelă cu AB, care e paralelă cu DC. Da. Așa. Toate trei paralele. Da. Și mai avem că MN. Așa. Că MN. MN egală cu AB plus DC. AB plus DC supra 2. E semisuma. Asta înseamnă? Asta înseamnă. De 2. Păi, sau de 2 ori MN. Bine, mă, așa, 2. Da. 2 MN egal cu AB plus DC. Da. MN nu poate fi atâta asta care e mai mare, decât așa la drum și cu asta altă, ci semisuma. Da? Da. O să îți arăt îndată, deși semisuma, discutăm îndată, dar o folosim acum așa ca un rezultat pe care vi l-a amintit profesorul, dar voi n-ați înțeles ce e MN, e semisuma bazelor. Adică este de două ori MN-ul face cât
AB plus DC, cu cât cele două baze adunate. Bun, acesta este iarăși un rezultat interesant pe care noi îl reținem din faptul că vine mijlocii. Deci de două ori men, și acum să folosim faptul că MN e paralel cu AB. Păi AB e egal cu AR plus RC1 plus... O secundă, nu începem să desfacem. Adică, faptul că MN e paralel cu AB, iar P ce a fost? P? Rezultatul intersecției lui MN... Cu AC. AC. Zicem. Cum avem... P egal cu AC care intersectează MN. AC intersectează MN și obținem punctul P, mulțimea formată din P. Ce înseamnă că e la intersecție? P este și pe AC și pe MN. Da. Deci de aici rezultă că P aparține lui MN. Adică îți permis tu să spui că ai ordinea M, liniuță. Coliniare. P, exact. M, P, liniuță. N. Coliniare, adică. Adică coliniare. Da. Așa, și Q, de fapt, D, B, intersectează tot MN. Stim de subt. D, B, intersectează MN. Egal cu punctul Q. Și de aici putem să spunem că Q aparține lui totul lui MN și putem să zicem că M liniuță Q liniuță N, adică sunt coliniare. Corect. Și o să zicem acum așa că MN e paralelă cu AB. Da? Da. Și că tu ai ordinea M, P, N, M, Q, N. De desubt zice M, P, N și M, dar nu scrie M, Q, una după alta. M, Q, N. Și din cele trei... Acolo e M, Q, N. E bine. Rezultă că PQ e paralelă cu AR. Da? PQ. Hai să spunem că și avem și ordinea ARB. Hai să spunem și cu ordinea ARB. Da? E și ordinea asta, adică RI pe AB. Și abia acum din astea toate, amândouă, rezultă că PQ paralel cu AR. PQ paralelă cu AR. Eu am vrea să insistăm aici un pic. Pentru că redactarea așa este oglindă. Dar dacă nu redactăm așa, profesorul vrea să înțeleagă din ce îi spui tu niște lucruri. Și ai tu dreptate, dar când ai spus, băi, fii atent aici. AC pe MN în P. Înseamnă că e pe amândouă, dar mă interesează ideea să fie pe mână, ca să trag eu concluzia că M până DB cu MN în Q. Q, deci e pe amândouă, dar fi menționat pe MN, ca să vorbesc de ordinea M, Q, N. Pentru că, îndată, cum am și ARB și M până și M, Q, N și MN paralelă cu AB, îmi permit să spun că o bucată, adică pe Q înseamnă tot dreapta MN. Și AR înseamnă tot dreapta AB. Da? Și atunci spune că PQ e paralel cu AR. Dar așa o redactare mi-am dorit să vă atrag atenția să faceți. Bun. Și acum spun, dacă PQ ar să fie și congruent, dacă PQ congruent... Cu semnul întrebării. Da, congruent cu semnul întrebării cu AR, dacă va fi și congruent cu AR, atunci ce fericit o să fiu. Ce fericit, dar să nu rămâne semnul întrebării. Da. Atunci rezultă că figura, care figura, așa cum AR, P, Q. AR, P, Q, paralelogram. Și dacă e paralelogram, laturile opuse, toate laturile sunt paralele cu două. Pe Q și cu AR le-am folosit. Atunci A, P, e paralelă cu RQ. Atunci rezultă că AP
paralelă cu R, Q. Și cum ai ordinea A, P, C, și cum ai ordinea A, liniuță, P, liniuță, C, adică scoliniare, ai de fapt răspunsul problemei, adică R, Q paralelă cu AC. R, Q paralelă cu AC. Și termină problema. Nu am terminat. Nu am terminat. Avem de desfăcut tot ABO-ul. Ce avem de semnul de întrebare? Păi ăsta-i. Ăsta-i dacă. Dacă. Deci dacă. Tot voi reuși. A, B egal cu A, R plus R. Hai să punem acum. Vom arăta că PQ, da, e congruent cu A răst. Însăși. Vom arăta. Bun. Da? Vom arăta. O să zic eu. Bun. Și pentru asta începem treaba. Așa. Păi AB egal cu A, R plus R, ce... Stop, stop, nu te grăbi. De unde plecăm? La faptul că MN e linie mijlocie și avem relația 2 MN... Egal cu AB plus... Da? Zicem, știm, 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 că două puncte. Și că de două ori mână, dar cu așa, plus de ce? 2 mână egal cu AB plus de ce? AB plus de ce? Știm asta. Ai de două ori mână, fie triunghi de acum, DAR cu C1, CB. Așa, deci ducem CC1 perpendicular, da. Adică. Deci, așa am zis. Da. CC1 perpendicular pe AB. Pe AB. Rezultă că triunghiul CC1B, triunghiul CC1B, rezultă că măsura unghiului, măsura unghiului CC1B egal cu 90 de grade. Fie triunghiurile care? DAR și... DAR și Anca și triunghiul? DAR și... DAR și CC1B. Așa, și triunghiul CC1B. Despre cele două triunghiuri spunem că au... Anca, te rog să vorbești. Deci CB cu DA. CB cu DA, corect. CB congruent cu DA. Din ce motive? Pentru că e trapez. DA cu D e trapez social. Așa. Adică din ipoteză, spunem aici, nu? Din trapezii social, așa a fost dat de autor. Ce mai au cele două triunghiuri? Ce este DA și cu CB pentru triunghiurile luate în discuții? DA și CB pentru cele două triunghiuri. Ce este? S-o auziți ceva? Am văzut ceva. DA și CB pentru cele două triunghiuri este? CB. Nu, e pare că nu. Nu, e dar nu e. Ce este DA și CB pentru cele două triunghiuri? DA și CB. Sunt ipotenuze. Ipotenuze. Avem avem deocamdată ipotenuze, da? Da, și mai avem și DR cu CC1. Dăugăm DR congruent cu CC1. Deoarece RC1 e paralel cu DC. Deci, dar de ce zice unul cu DRA cu CC1B? Sigur că ne putem duce că ea spune acum de ce DRI cât CC1. Asta vrea să motiveze, da? De ce DRI cât CC1? Pentru că figura DRC1C este paralelogram și chiar dreptunghi. Paralelogram cu... Da, e dreptunghi. Deci, în paranteze, spunem că figura DRC1C dreptunghi. Așa, și
Și conform cazului de congruență ipotenuză catetă, triunghiurile luate în discuție sunt congruente și atunci triunghiul DAR congruent cu triunghiul CC1 CC1B, da? DAR cu CC1B congruent. Deci din congruente triunghiurile rezultă că AER congruent cu C1B. Deci AER congruent cu C1B. Bun, mai avem de lucru. Avem de lucru. Important este că construcția este riguros făcută și acum șterg partea asta din urmă și continuăm astfel. Iată cum continuăm. Avem că mână. De două ori mână. Doi mână, plecăm de acolo, doi mână. Este egal cu de două ori, de doi pe, este egal cu AB plus DC. Așa, de două ori mână este scris aici, uite, chiar acolo. Doi mână egal cu AB plus DC. Doi mână egal cu AB plus DC. Deci, 2 mână egal cu R plus RC1 plus C1B plus DC. Deci, 2 mână este egal cu R plus RC1 plus C1. R AR plus RC1 plus RC1 plus C1 plus DC. Plus DC. Și noi am demonstrat că AR e congruent cu CB. Și cum avem aer de desubt, aer congruent cu C1B. Congruent cu C1B. C1B. Rezultă că de două ori mână. Deci din cele două rezultă că de două ori mână. Doi mână egal cu de două ori AR plus RC1. Doi AR plus RC1. Plus IR C1. IR C1 și plus DC. Nu, că e de două ori RC1. Doi pe lângă. A, da, hai să lăsăm așa. Avem și că RC1 plus DC, care o să spun că este de două ori RC1. Da. Deci vine RC1 plus DC, da? Da, și noi și mai adăugăm că DC de desubt. E congruent cu RC1. Așa, cu RC1. Deci două ori mână egal cu de două ori AR plus RC1. De două ori mână. Egal cu 2 pe lângă AR plus RC1. Plus iar C1. Deci împărțim prin 2. Da, deci M plus PQ plus Q N. Deci mână deocamdată. Da, care că mână egal cu AR plus R C1. A, iar plus R C1. Plus iar C1. O secundă, o secundă. O luăm ușor. Și acum spunem. Șterg din urmă. Și asta este un rezultat important pe la care am ajuns, că MN MN este egal cu AR plus RC1 AR plus RC1. Dar în loc de RC1 pot să spun DC. Da. Da? Deci hai să scriem echivalent. DC. Că MN este egal cu AR plus de ce? Nu-i bine? Da, da. Plus de ce? Asta este rezultatul care îmi place foarte tare, pe care l-am în vedere. Deci, M pe plus PQ plus Q, nu dai de loc. S-a venit mai devreme, e problema. M pe plus PQ plus QN. Așa. Îl descriem pe mână, ca fiind de M plus PQ plus QN. Deci, în loc de M, în loc de emenagii, 54. Da, să se termine acum, că se rupe el, sigur. Deci, faci MP plus PQ plus QN. Și o să zic, în loc de MN. MP plus PQ plus QN. Nu, scriem așa, MN pe de altă parte. Este egal cu MP plus PQ plus QN. PQ plus QN. Da? Deci, din astea două redactăm,
Avem că... MP. Mă lucrez pe MN. MP plus PQ. Plus Q. Plus cu aer plus de ce? Aer plus de ce? Stop, 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 stop. O subliniem, iar și o educat informat. Important. Și acum, haideți să ne întoarcem și să zicem, mergem în triunghiul, în triunghiul A, D, C. Și remarcăm faptul, plecăm de la faptul că M, N, e paralelă cu DC. Da? M, N, paralelă cu DC. Că M, asta înseamnă, cum avem colinearitatea M, P, N, înseamnă că și M, P, e paralelă cu DC. Așa trebuie să spunem. Deci zicem așa. Insist pe o redactare care să însemne mesaj și relații corecte în fiecare clipă, da? Deci cum spunem? Că drumul de acolo pornim, Miruna. De aceea. Mai întâi plecăm așa. Mână. Mână. E paralelă cu DC. Și de desubt avem ordinea. M. Liniuță P. Liniuță N. Dar și spune cine este P. P este punctul care a fost obținut din intersecția lui AC cu cine? A intersecția lui AC cu MN. De fapt, din cauza asta am MN. Din cauza că e paralel P este și pe MN. Din aceste două lucruri înseamnă că M P e paralelă cu DC. M, P, paralelă cu DC. Și cum M e la mijlocul lui AD, adică zicem AM congruent cu MD, avem o teoremă reciprocă a liniei mijlocii, dacă o dreaptă e paralelă cu baza și trece prin mijlocul unei laturi, trece și prin mijlocul celorlalte. Corect. Și linii mijlocii. Așa. Deci din astea două rezultă că MP linie mijlocie. Și din linie mijlocie în triunghiul, în triunghiul care? Nu, A, bă, da, A, D, C. În A, D, C. A, D, C. Din linie mijlocie, pot să spun repede că MP e jumătate din DC sau de două ori MP. Dar 1 pe 2 din DC. Ori zic așa, MP este 1 pe 2 din DC sau zic de două ori MP, de două ori MP egal cu DC. De două ori MP egal cu... Dar știu cu... că și QN... Analog, hai să zicem acolo. Analog QN este linie mijlocie între unui DCP. Deci analog QN este linie mijlocie în triunghiul DCP, deci, și atunci și QN, iar cu 1 pe 2 din DC. Sau de 2 QN face cât de C. C. Da? Deci analog. Analog vom spune, da? Uh-huh. Analog. QN. Linie mijlocie în triunghiul. Analog. În triunghiul DCB, DCB, QN, QN, linie mijlocie în triunghi, da? Deci este linie mijlocie și atunci rezultă că QN, asta, este DCP2. Sau de două QN face DC, da? Bun. Ne avem un rezultat undeva scris aici. Că MP plus QN plus PQ plus QN face aer plus DC, nu? MP. Deci hai să scriem că MP. Știm acum. Știm.
două puncte, că MP plus PQ plus QN egal cu AIR AIR plus DC. Dar MP am arătat că este cât de C pe 2. Poți să zic așa, da? Scriu de sub. MP este cât de C supra 2 și QN este și el cât de C pe 2. Din astea 3 rezultă că Adi, ce rezultă? Că MP plus... Adică în loc din MP cât poți să spun? D cât pe 2. De C supra 2 plus PQ plus... PQ îl las. Am PQ. Plus... Plus QM. QM cine este QM? D cât pe 2. Plus DC pe 2. Egal cu AIR. Plus DC. Plus DC, da. Și cum DC pe 2 plus DC pe 2 face DC, ca aceeași numitor, da. O jumătate. Amplificăm... Deci echivalent, nu mai amplificăm adică. DC pe 2 plus DC pe 2, dar scrie DC pe 2, da? DC. Deci scrie DC plus PQ. DC plus PQ egal cu AIR plus DC. Și DC cu DC se reduc. Și da? Rezultă că PQ egal cu AR. PQ egal cu însă congruent. PQ congruent cu AR. Așadar, semnul de întrebare dispare. Și acum, cum PQ era și paralel cu AR, așa, AR totul este rezolvat. Da. Asta era, asta e demonstrația riguroasă. Deci nimic, nimic n-a rămas nejustificat. Da. Facem și problemele lui Tudor? Facem. Voi mai aveți una, dar nu avem. Facem și una de-a lui. Da, facem și una de-a lui. Dar și acolo e geometrie. Dar zicem că n-am știut o să... Ei, da, dar de ce să nu o facem acasă, nu weekendul ăsta, acum. Dar uite, de ce mâine avem? Da, să o facem pe loc și gata. Nu, lasă că... Ele sunt drăguți să o facem pe loc. Da, nu, haideți să facem. Nu, și mai sunt drăguți. Nu este corect, chiar. Nu, o să fac așa, e bine așa. Nu, măi, e bine așa, lăsați. Dar mâine, copii, facem... Dar tu mâine ai geometrie? Da, am și o geometrie. Tu ai două ore? Da, una după alta. Așa facem așa. O facem pe problema lui, pentru că rămâne foarte clar. Mâine să lucrăm și pentru luni să terminăm și problema acela. Corect. Bă, dar mâine facem română. Hai, gata, discutăm alt subiect. E în figura alăturată ABCD, tetrapez isoscel. A cu perpendicular pe B, cu B e perpendicular pe B, că nu-ți calculați. Hai ca lui merge repede. Da? Da. Deci dă un trapez isoscel la ABCD, în interferență. Haideți, totuși, parcă nu veni să mă despart de problema voastră, pentru un minut sau două, mai ne întoarcem. Să vedem care au fost momentele importante. Aici. Hai să fixăm. Momente importante. Momente importante. 1. Cu ce plecăm de la problema asta? Care sunt informațiile care să le avem definitiv? Asta e ipoteză. Dar în timpul raționamentului... Citim problema de o grămadă de ori. O citim de o grămadă de ori, așa cum spui tu, de câte ori pentru fiecare nevoie, da? Până când o înțelegem foarte bine, că de acum știm ipoteza desfăcutul, dar să zicem că am plecat în problemă. Mă păi linii mijlocie, atunci... Eu cred că mai întâi mă nu-i linii mijlocie. Asta... E semisuma bazelor. Foarte important, că de acolo trebuie. Da. Deci mână, prima chestiune, mână, linie, mijlocie în trapez. Asta era de observat. Da. Care ne-a condus la cine? La PQ paralelă cu AIR. Deci linia mijlocie ne-a condus spre varianta PQ paralelă cu AIR. Da? PQ paralel, așa, echivalent, PQ paralelă cu AIR. Și s-a evit repede în mintea noastră dacă ar fi PQ și congruent cu AIR, nu? Deci, 2, ne-am întrebat dacă PQ congruent cu AIR.
Asta a fost de acum partea a doua problemă. Dacă pe Q paralel cu AIR pentru a fi figura aceea paralogram. Pentru că pe Q IR pe Q IR A sau A pe Q IR cum era acolo, să fie paralogram. 3. Sigur că da. Jocul liniei mijlocii, adică M pe linii mijlocii în triunghiul A DC. Zicem. Da, e o definiție aici. Cum? Reciproca liniei mijlocii, nu? Asta că dacă una e mijlocie, treci pe la mijloc la unul, treci pe la mijlocul celălalt. Da, asta e. Deci avem așa. O paralelă care trece prin mijlocul unei laturi, o paralelă care trece prin mijlocul unei laturi, paralela la una din laturi ce trece prin mijlocul celălalt, trece și prin mijlocul celălalt. Este din mijlocie. Care trece? O paralelă la o latură a unei triunghi. Ce trece prin mijlocul unei laturi. Este linie mijlocie în triunghi. Este linie mijlocie în triunghi. Deci, Miruna, așa înseamnă. Am un triunghi. Și știu că duc o paralelă la latura asta care trece prin mijloc. Ea ce este acum? Linie mijlocie. Ce calitate are ea? E jumătate din fază. Mm-hmm. Asta am folosit-o, nu? Dar nu asta. Da, aici că... Asta e Emanuel de la școală. Nu deștia și niciodată. Da, acolo a folosit așa, triunghiul acela, de două ori. Deci acolo, practic, s-a ascuns miezul problemei. Și am zis că MP, a ieșit că MP este cum? MP, linie mijlocie, și QN, linie mijlocie. Unul în triunghiul care? MP a fost în triunghiul A, de ce? Da. Iar celălalt Q P. P Q Q N, Q N, N, da. Q N în triunghiul DCB. Da? Și am putut să scriem că fiecare atât M P, cât și Q N, îs DCP2. Deci Q N. Da, Q N acolo așa parcă a făcut în figură. Nu m-am figurat. Față, dar așa mi-am inteles. Acestea au fost două, trei momente foarte importante și cred că scrierea faptului că AB e compusă din bucățile acelea, da? Al patrulea lucru care a fost de sesizat. O să încercăm de fiecare dată. Când facem o problemă, putem să-și rugăm două sau trei ori la o problemă. Când ne despărțim de problema aceea, vrem să câștigăm experiență suficientă, vrem să rămânem cu ceva. Ne clar, de acum, după atâtea tatonări, că autorul este zgârcit, maxim de zgârcit, nu-ți dă informații decât atâta cât crede el ca să poți să te descurci. Nu-ți dă nimic în plus. Iar dacă tu te apuci de făcut o problemă în care sunt foștelești toată ipoteza, n-ai făcut nimic. Sigur, problema e greșită. Deci observație. Toată ipoteza trebuie folosită în demonstrație. Asta ar fi concluzia. Toată ipoteza trebuie folosită în demonstrație. Asta este observația de bază. Dacă te-ai apucat de treabă și ceva ți-a rămas nefolosit și crezi tu că ai gândit bine, te înșeli. Bunoară, în problema asta, faptul că AR a fost perpendicular, DR perpendicular pe BC, între unghii social, ne-a condus și la CC1 perpendicular, ca să putem juca acolo. A fost esențial iarăși momentul acela. Da? Importantă povestea. Nu ne rămâne decât să spunem, da, am înțeles. Și încredere totală, atenție, când ne apucăm de problemă, nu știm nimic. N-ai nicio informație. Dar începi să construiești figura, te uiți tot timpul la problemă, la ipoteză și tot spui, nu degeaba. Și în legătură cu informațiile care ți se dau,
tot timpul agăți foarte multe lucruri. Băi, trapezii sos cel înseamnă că laturile paralele sunt congruente, unghiile la bază congruente. Nu știu dacă diagonalele sunt congruente. Astea le-am imediat după mine. Da? Deci eu am făcut un efort acum să rememorăm toată discuția pentru ca voi să începeți să vă stabilizați așa în raționament, să înțelegeți că trebuie să aveți așa o structură în gândire, un mod de a gândi care să te conducă spre rezolvare, spre o demonstrație riguros făcută, nu așa. Scriu acolo, de-o, două triunghiuri, sunt congruente, la la la. Deci am să insist pe ceea ce s-a întâmplat cu tine, Miruna. Deci, Miruna, tu ai sesizat repede că acela poate să fie paragram, nu pe care l-ai sesizat tu, Andy. Tu ai sesizat paragramă, te duceai pe paragramul acela care e o prostie. Nu poți să te agăți de ceva care nu e adevărat. Atunci încerci să demonstrezi ceva care nu e adevărat și te-ai blocat. N-ai nicio șansă. O figură corect făcută este problemă pe jumătate rezolvată. Paragramul acela ți-a convenit ție și ăla a fost secretul. Secretul problemei a fost paragramul acela. Cine nu l-a observat, nu avea nicio șansă.